Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un episod cu Horror Field. Cred că deja știți despre ce este acest joc, adică este un fel de Dead by Daylight. Îl puteți descărca absolut gratuit de pe Google Play, habar nu am dacă este și pe App Store, pe iOS, dar puteți să încercați să îl căutați. Mergeți și îl descărcați gratuit și vă puteți juca easy peasy lemon squeezy. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun să mergeți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow pentru că acolo postez toate noutățile. Deci dacă vreți să fiți la curent, mergeți și rupeți acolo butonul de follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Haideți să mai dăm încă un mecean așa ca și supraviețuitor. Mai avem încă 9 suculețe, deci mai putem să scăpăm. Am reușit să scăpăm și pe episodul trecut și pe celălalt, deci na, poate reușim și să scăpăm și pe episodul acesta, să fie așa un fel de tradiție, cine știe. Go, go, go! Du-te, frate Houdini, și acum ca Speedy Gonzales, poți să-mi zici The Flash pentru că am găsit direct un generator și văd că-s în aceleași locuri. Generatoarele, ok, 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 m-a opărit cu ceva, nu știu cu ce. Dar cred că mi-a dat, a, uite, da, deja m-a pus odată. Mamă, deci asta poate să dea de la distanță foarte, foarte mare. Și m-a pus direct pe jos. Și nici n-ai cum să scapi dacă o dat odată pe tine. Deci, practic, na, te-a lovit, nu prea poți să faci mare chestie. Dăm așa un help să vedem dacă mă ajută tovară și mei. Dacă nu, o să intrăm la un alt mecean. Hai să vedem ce fac ăștia. Haide, grasule, grasul, compasul, repară și tu generatorul, bun. Măcar au fost toți trei acolo pe generatorul ăla, hai să vedem dacă mă și ajută cineva. Mă ajută grasul, eram sigur că vine grăsuțul după mine. Mersi frumos, grăsunule, ăla-i ticule. Hai și, așa, bun, dăm și niște heal. Oare o fi văzut ăsta că mă salvează ăsta? Hai, dăm și tu heal, ăla-i ticule, ăla-i ticule. Mă ajută frățiuerii mei? Mă ajută de mă sparg? Aolo, păi vine ăsta și îmi dă direct iară tot mie. Am înțeles. Hai să-i dăm recover. Să vedem dacă pot să mă ridic singur, habar n-am. Dă-i recover. Ăla-i ticule? Oh, deci merge să te ridici singur. N-ai sărino. N-ai sărino, n-ai sărino. Acum singura chestie e că o să vină nebunul ăsta după mine. Încă două generatoare vere. Încă două. A, ăsta e, am înțeles, seed-ul ăsta de lumină. Am crezut că pot să dau pe el sau ceva. Măcar știu că era în partea cealaltă. Salvează-mă, broșule. Vino și salvează-mă. Help me. Help me. Ăla-i ticule. Mersi, Ismail, bro. Mersi, fratele meu. Dacă reușește să mă ajute, mamă, ar fi super. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, că văd că eu a purtat acolo o mască roșie în stânga. Ceea ce e destul de tristuț. N-ai sărino, măcar sunt reparat, adică mi-am revenit 100%. Hai să dăm pe ăsta. Încercăm să-l facem și mai avem nevoie de un singur generator. Măcar din câte am observat, generatoarele sunt tot timpul în același loc. Ceea ce e super ok dacă înveți harta. După aceea știi pe unde să mergi rapid, ea nu să le faci. Așa că, na, se merită. Ok. Vine nebunul? Da. Acum o să vină după mine. Ceea ce înseamnă că trebuie să mă tir. Și acum știu că o ușiță este acolo. Hai să vedem dacă s-a dus în partea cealaltă. Facem puțină liniște. Încercăm să deschidem ușița asta. Dar ar domnul să nu vină nebunul. Hai frate și ajută-mă. Hai că dacă suntem doi scăpăm. Aolo, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. De ce după mine? Fugi frate Houdini. Oricum mi-a dat o bucată. Aolo, închide-te ușă. Nu, m-am blocat acolo în ușă. Dacă nu mă blocam, reușeam să scap, frate. Hai salvează-mă. Salvează-mă nebunule. A, vine după el, am înțeles. Help. Oh, numai ăsta mai este. Bă, ce Tristianu. Suntem trei prinși aici, frate, și mai este doar ăsta pe care îl aleargă. O să-l prindă și pe ăsta, pentru că, na, mai este doar el singur. Are o șansă dacă găsește o ușă. Și eu acolo puteam să-l fac pe killer, cred, cât de cât. Aia e, frate, măcar am încercat. Hai să mai dăm încă un mecean. Aproape că scăpam, deci aproape că am scăpat pe meceanul ăla.
Dar hai să încercăm pe ăsta să vedem. Cu killerul ăsta, din câte am observat, e mai greu să te prindă. Deși, na, e al doilea killer cum ar veni, nu-i primul. M-a dat direct lângă generator. N-ai sărino. Și am și eu uștiță aici, ceea ce e super bine. Dacă o să vină nebunul ăsta. Adică, na, o să încerc să-l jucuiesc. Uite-l și pe ăsta. Hai, frate, derf și ajută-mă, ăla-i ticule. Nu, 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 văd că vine ăsta. Oare vine pe aici? Hai să stăm așa în ușă. Bă, văd că n-a venit. Ok, ne apucăm să-l reparăm la loc. Deci aici trebuie să te joci foarte mult cu ușile. Ăla-i ticule, l-am reparat și pe ăsta. Bun. Și hai să-i dăm biceane să fugim de aici. Și căutăm următorul generator, uite-l aici. Văd că ăsta nici nu-i pe aici pe aproape. Hopa, hopa. Avem și ușiță lângă noi. Oh, vine exact pe aici. Ba, ia, 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 și ăsta are skill din ăla de poate să-mi dea direct. Măi, frate, măi. Am înțeles. Ok, hai să-i dăm help. Nu știam că și ăsta poate să-mi dea direct așa de la distanță. Sau poate că pot să înveți ceva ca și la supraviețuitor și doar dacă înveți chestia aia poți să o folosești. Posibil să fie și ceva de genul ăsta. Hai să vedem, ajutați-mă, fraților. Fratele Derf pe aici ai. Ia să vedem, ăsta are un nume din la mai dubios. Și Raiko. Încă două generatoare, ajută-mă, frate. A, uite că vine nebunul ăsta. Era cât pe ce să mă ajute. Hai să vedem. Oh, măcar nu trebuie să o ia neapărat de la capăt. Oh, numai pe aici pot să ies. Hai să-mi dau niște speed din ăsta. Și să mă cam tir. Acum trebuie să am grijă și să caut o ușă. Pentru că mai sunt încă două generatoare doar. Oh, și nu mă ține așa mult sprintul ăsta dacă sunt rănit. Ok, ok. A, uite aici o ușiță. Așa că hai să stăm aici. Poate că nu mă găsește asta. Stăm aici și ea poate nu mă vede. E pe aproape pe undeva, cred. Ok, nu mai e pe aici. Hai să încercăm să deschidem asta repede. Hai, frate, ajută-mă! Aolo, hai, patroane, și tu! Ai, 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 ai! Nu! Nu! Mamă, și acum... Hai, mă, ridică-te! Ridică-te, vere! M-au pus ăsta și am deschis și ușa aia, frate. Ai, 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 ai! Dacă mă lăsa pe mine în pace, puteam și eu. Hai, frate, derf și ajută-mă! Ajutați-mă! Ajutați-mă, cineva să mă ajute! Ajută-mă, fere, vere, ajută-mă! Ai trecut pe lângă mine! Hai să mai dăm câte un help din ăsta așa să vedem. Poate vine cineva să mă ajute. Mai băgăm. Ok, am murit. Aia e, frate. Măcar am reușit să deschidem ușa și ceilalți cu siguranță or să scape. Bă, am încercat. Încercarea moarte n-are, aia e de fapt ce, încercarea moarte are, că am și murit. Hai să mai dăm încă unul, mai încercăm ultima șansă să încercăm să scăpăm de killerea, nu? Haide, fratele meu, suntem 2 Jack acum și amândoi avem level 4, level 4, 4, 3, 3, nice, Sarino. Oricum e super și mai chiar când ai level mai mare, atunci când ai level mai mare. Și ai mai multe chestii de astea speciale, gen să-ți dai, nu știu, poate să te scapi singur din cușcă, mă gândesc că există, habar n-am. Ok, pe aici așa, ușița, da, deci toate chestiile astea sunt la fel de fiecare dată. Ceea ce e super nice după ce înveți harta, pentru că acum știu că pe acolo este o ușiță. Nu mai țin minte dacă era și un generator pe aici. Din câte văd acum nu este, dar posibil să fi fost înainte sau poate sunt mai multe case care seamănă. Ok, hai să ne uităm și pe aici. Aici este, ba nu, aici sigur era un generator. Ia să vedem, vine nebunul ăsta.
Să nu-mi zici că vine după mine. Ba da. Ok. A, uite, l-a pus pe ăsta pe jos. Dai, 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 vere. Aolo, patroane! Aolo, patroane! Aolo, patroane! Trebuie să fug pe partea asta la altă, măcar el nu poate să intre pe ușă. Ceea ce e destul de ok. N-ai sări, no, bun, am reușit să scap de el. Bun, ok, Anu Barosanu, văd că stai tot pe aici. Va trebui să mergem să-l ajutăm pe fratele nostru, care este lovit. Nu știu pe unde naiba este. Era pe aici, pe undeva. Ok, dar nu mai prea sunt nici uși, ceea ce e destul de nașpa. Văd că l-o și prins pe unul. Aolo. Acum nu știu pe ce parte poate să vină. A, uite că l-o prins, am înțeles, l-o prins și pe ăla acolo. A, ia, ia, și acum vine după mine, mi-a dat și mie direct fatality, că nu mai aveam speed-ul. Bă, deci n-am noroc deloc pe episodul ăsta. Hai să ne uităm să vedem ce fac frații noștri. Suntem trei prinși vere și a mai rămas grăsunul. Grăsunule, vino și salvează-ne că te prinde și pe tine. Și-ți dă la joale. Hai să vedem ce face grăsunul. Băi, grăsunule, nu suntem acolo unde ne cauți. Ok, deci el se apucă acum de reparat grăsunul. Apoi îl prinde direct. Direct vine și de bastârcă peste frezian. Hai să vedem. O reparat încă un generator. Salvează-ne! El fuge, frate. Deci ne-a văzut și fuge. Aia e, ce să zic? Mai avem puțin tică viață, dar o să murim în curând. Hai, grăsunule! Salvează-mă pe cineva. Așa, scoate-l pe ăsta. Am înțeles. Bagă-te și tu acolo, poate crede că te-o prins. Ai, mă, grăsunule, mă, că n-ai nicio șansă să mai repari singur încă trei. Aolo, badroane. Deci n-a ajutat pe nimeni, fratele meu ăsta. Hai să vedem ce facem. Hai, repară-l pe ăsta cât mai avem și noi viață. Nu prea multă. Ok, încă două, încă două. Hai, grăsunule, salvează-ne. Deci dacă ne salvează grăsunul și mai și scăpăm, mamă, o să fie cel mai șmecher match. Uite, mă salvează exact pe mine. Sau nu? Tot tirat iară? Păi, dar unde se tot tiră ăsta, mă, nu știu ce tot face. Păi, e clar că nu mai scap, oricum nu mai am timp să văd pentru că o să mor imediat. Deci au murit doi, a, uite și l-o prins și pe el. Salutare, grăsunule, te-o prins și pe tine, nu mai ai cum să scapi, nu te mai chinui, că te chinui degeaba. Am făcut doar 54 de Silveran și 55 XP. Las că e bine și așa rău decât nimic. Dacă v-a plăcut acest episod, hudinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagram-ul meu, îl aveți acolo primul link din descriere. Mergeți și rupeți acolo butonul de follow. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!